13 puncte din ordinea de zi a ședinței Consiliului Județului Galați au fost dedicate stabilirii unor noi regulamente de organizare și funcționare a adăposturilor și centrelor de plasament, de asistență și de recuperare a persoanelor cu diferite handicapuri. Copiii cu cerințe educative speciale și cei din centrele maternale, dar și persoanele adulte cu necesități de recuperare și reintegrare socioprofesională vor beneficia de reguli mai stricte și mai bine adaptate solicitărilor actuale. Consilierii județeni au considerat că toate aceste regulamente sunt oportune și binevenite și au votat cu largă majoritate toate proiectele de hotărâri. Au fost aprobate regulamentele pentru adăpostul de zi și de noapte, pentru Casa David Austin de la Munteni, Centrul de zi Luceafărul, Centrul de plasament Radu Negru, Centrul pentru voi și Centrul pentru handicapurile de tip Alzheimer. Consilierii au stabilit și costul mediu pe an pe beneficiar asistat din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Trecem la punctul 8 din ordinea de zi, aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a centrului de plasament numărul 3 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre sau la documentația de fundamentare, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține?